Aolea, ce căscat! Stați că suntem un băiat foarte căscat astăzi. Așa, așa, așa. Să știți că... Nu intenționam să încep clipul la fel, dar se pare că suntem în aceeași situație. În pace și stăm în fața lui mama, să stăm așa pe mutra ei, dacă s-ar putea. Și motivul principal este pentru că nu vrem să se uite la telefon. Jimmy este foarte gelos pe telefon. Hello! Da, bună ziua! Ce faceți? V-am zis eu că ies afară? Ies din casă? După ultimul lun? Eh, uite că am ieșit! Numai ce am ieșit, am plecat de la muzeu. Am fost cu tătucul, n-am văzut la muzeul de artă. Am fost puțin la Galeria Europeană. Am dat o fugă așa rapidă. Și am... acum m-au lăsat aici și eu mă duc înspre un Carrefour, ceva. Că aș vrea să mă uit de niște chestii. Să știi că te-am trădat astăzi, da. Am luat-o pe Panda în brațe. Te-am trădat cu Panda. Da? Nu știi cine-i Panda? Las că o să-ți arăt eu. Hello! Ce faceți? Vorbeam cu Udi. Că tocmai m-am întors și Udi este hiperactivă. Este așa. Și m-am întors. Stați că... Da, nu știu, mi se pare că miroase a ceva suspect. Avem probleme cu un intrus din vecini, vă rog, poveste lungă. Și mă tot cer cu el. Ce faceți? Bună seara, să încep și eu vlogul ăsta așa, ca oamenii. Inițial aveam de gând să-l încep de dimineață, doar că de dimineață am făcut ceva, am fost la vecină, mai după aia am filmat și după aia mi-am dat seama că era 12:30, nu știu când s-a făcut, că nu știu de ce mi-a luat atât de mult să filmez. Și am fugit, am ieșit pe ușă, că eram așa haotică, zic, așa, am ieșit inclusiv pe Udi, am călcat-o pe coadă săraca, ceea ce nu se întâmplă. Și am ieșit pentru că stabilisem să mă văd astăzi cu tătucul, să ieșim să mergem la muzeu. Am fost la Muzeul de Artă, la Galeria Europeană, pentru că e mai mică și mai scurtă și am zis hai să o parcurgem pe aia, că n-aveam mult timp ea de stat la muzeu și poate ne vedem în altă zi să mergem și la Galeria Românească. Stați că mă... mi s-a tot acasă o unghie. Așa și... Am întors, acum m-am întors, am fost și pe la Carrefour, că asta, atunci am vorbit cu voi, am fost pe la Carrefour să caut niște condimente și să caut niște chestii și să văd de ce am găsit. Am fost și la Pepco și motivul principal pentru care am fost la Pepco este asta, este folia asta care este din aia, antiaderentă, de pus în sertare, că v-am zis în vlogul trecut că îmi trebuie pentru sertarul ăsta pe care de la birou și numai bine că am găsit. Și să noteze cineva în calendar faptul că eu, Nicoleta Stănciucă, am intrat în Pepco și am luat și ce mi-am propus. Da, nu doar alte lucruri, am luat și ce mi-am propus. Că știți când mă duc eu la Pepco, că zic că mă duc după vaze și mă întorc cu două sacoșe de orice altceva, dar nu vaze. De data asta s-a întâmplat să iau și ce mi-am propus. N-am mai găsit recipiente din alea, de separatoare din alea, cum am luat data trecută, cred că trebuie să caut un alt Pepco, că ăsta e un Pepco micuț, în care câteodată găsesc lucruri pe care le vrea lumea, dar nu se epuizează stocul aici repede și câteodată nu. Și cred că trebuie să caut un alt Pepco, dar nu e problemă. Între timp am trecut și pe la mine, pe la magazin și am luat niște fufuleți, ca să am de ronțăit în seara asta. Uite ce am mai luat de la Pepco, am mai luat din astea, că astea din bambus, niște
din astea, niște spatule și niște linguri din astea, pentru că chiar aseară mă uitam la ale mele și le-am văzut că sunt foarte maronite, că știți cum se fac așa, și le curăț, le spăl, nu-i problemă, le curăț, câteodată le frec chiar cu cuțitul să se ia maroneala aia de pe ele, dar la un moment dat tot urât arată și la cât îți dă ieftine astea, nu știu cât au fost, cred că 10 lei, zic, ok, n-au prețul pe ele, au numai codul trecut aici că s-au rupt etichetele, zic, ok, lasă că merg schimbate din când în când și să, ok, am mai luat niște hârtie de copt, fiindcă nu rămăsesem fără și folosesc când mai pun ceva la... Așa, și iarăși o chestie foarte utilă pe care voiam de mult, astea. Astea știți ce sunt? Sunt bureței din aia de se lipesc pe picioarele la mobilă. Și mi s-au dezlipit de aici, de la fotoliu, de la ăsta, și trebuie să-i pun. Și de asemenea la scaunul de la birou am nevoie și e bine să ai, că uite, sunt mai multe. Sunt astea micuțe, micuțe așa, sunt medii. Sunt un pic mai mari, sunt astea mari și ai și o fâșie din asta din care poți să stai tu ce formă vrei și să-ți pui ca să nu zgârii mobila sau parchetul în cazul meu. Și așa, și cred că atât am luat de la Pepco, nu? Da, atât am luat de la Pepco. De la Carrefour am intrat și m-am uitat la secțiunea de cărți, că nu filmasem astăzi un haul cu cărți, adică nu astăzi l-am filmat, nu. Așa, m-am trezit că... Mă uitam la cărți și chiar sunt foarte impresionată de cărțile pe care le au la Carrefour, că într-un timp când m-am uitat eu pe la cărțile de la Carrefour, erau groaznice. Adică era, selecția era foarte urâtă. Și ce credeți că am găsit? O carte pe care o vreau de mult timp, pe care pe online nu am mai găsit-o, de mult n-am mai văzut-o și când mă uit, ridic ochii așa pe unul din rafturile de sus, o văd acolo, zic, ok, nu mă interesează cât costă, o iau. A fost 60 de lei, e drept că e foarte posibil ca în online să o fi găsit mai ieftină, dacă exista, dar nu există și prin urmare am luat-o. Circe, coperta care îmi place și varianta care îmi place și e și română. Ia, să vedem cum este. Ah, e neagră. Ok, nu-i problemă. Circe de Madeline Miller. Așa, pe care ea la fel îmi propun să o citesc anul ăsta, pentru că, spoiler alert pentru clipul viitor cu cărți, am citit cântul lui Ahile și vorbim despre el în clipul ăla. Eu am cumpărat Circe. Stați așa. Circe. Așa. În varianta asta mică, care este în engleză și nu-mi place deloc coperta asta. Și o să ziceți, bă, dar nu e așa diferită. Ba da. În capul meu este foarte diferită. Este drept că combinația asta de cupru, să-i spunem, cu negru nu este cea mai fericită, dar mai mult îmi place coperta asta, nu știu de ce, decât asta. Asta mi se pare oribilă. Nu știu, probabil are prea mult cupru. Așa, asta este în engleză și are scrisul înfiorător de mic. Deci uitați cât este de mic scrisul. Uitați-vă și voi. Ăsta e scrisul. E oribil. Pentru mine e înfiorător. Și chiar mi-era groază, că am zis că vreau neapărat să citesc cartea asta și chiar mi-era groază de cartea asta. Așa că facem în felul următor, pentru că n-am de ce să le țin pe amândouă. Cartea asta o fac cadou, nu știu, dacă e cineva printre voi care o vrea, să-mi scrie și vi-o dau. E în engleză, este variantă mică de buzunar. Da. Vedeți? Așa? Stați să iau o carte normală, să vedeți diferența dintre asta și o carte normală. Da? E varianta mică de buzunar și e în engleză. Be aware. Dacă o vrea cineva, scrieți-mi că vi-o dau. Vi-o trimit. Bun. Și am luat-o pe asta și sunt foarte fericită că am luat-o pentru că... Da. Și acum o am cu cântul lui Ahile. Sunt la fel, că sunt ambele cartonate... Și mare, așa, masive și frumoase. Și mă bucur foarte, foarte tare. Bun. Deci aia. Acolo nu pot să spun că am intrat și am luat fix ce am vrut. Unul din lucrurile pentru care am intrat a fost sare de Himalaya. Pentru că... Să intrăm în subiectul mâncare sănătoasă. Toată sarea noastră este contaminată. Și nu e pe chestie de conspirație, este că m-am uitat pe sare, pe ambalajele de sare și toate au un agent din ăsta care nu le lasă să se închege, să se întărească. Că nu știu dacă vă aduceți aminte, cele care sunteți de vârsta mea, când eram noi mici, dacă era cum e acum iarna sau primăvara, toamna, mă scuzați, am uitat să opresc mizeria aia de SpongeBob și urlă, dacă l-auziți pe fundal el. SpongeBob are crize. Și... Pe vremea când eram eu mică, sarea ori se uda toată, ori din cauza că se udea, se făcea bolovan și nu putea să o iei și trebuia să o spargi și era așa. E, ca să nu se mai întâmple treaba asta, se pune un
agent din ăsta de, nu știu cum îi zice, și ăla este cancerigen când este adus la temperatură mare, adică când îl pui în mâncarea pe care o gătești. Și se pare că singura sare care nu e afectată de treaba asta e sarea de Himalaya și sarea de celtică. Sare celtică n-am găsit la Carrefour, că după aia mă dusese, n-am văzut-o eu, nu știu dacă o fi, n-am văzut-o eu. Sarea de Himalaya este bună, cu condiția să nu fie ambalată în China. Deci mare atenție, pentru că aia care e produsă sau ambalată în China are mercur în ea. Asta este din Pakistan, adică de la mama ei de acasă, nu știu unde, unde e ambalată, dar nu e ambalată în... e ambalată în România. E ambalată în, da, e ambalată în România, adică o aduc din, de unde o aduc ei, din Pakistan, o aduc și e ambalată în România. E ok, că ăștia nu folosesc mercur când o ambalează, că n-au de ce. Și e din aia piramidă, chiar, că văzusem o chestie pe TikTok cu unii care se, mă rog. Și am luat din astea cristale că o râșnesc. Așa, deci asta odată. Și mi-am luat o pungă din asta, că asta cât are? Are 500 de grame și eu dau 7 lei aici la mine pe un... din aia cu 100 de grame sau ceva de genul. Și am luat-o cu 7 lei toată. Și de-aia am vrut să mă duc. Un alt motiv pentru care m-am dus la Carrefour a fost că la mine nu găsesc turmeric nici dacă mori. Deci poți să mori, să faci, să leșini, că aici nu se găsește turmeric pentru că lumea nu știe ce e ăla turmeric și nu-l folosește. Și voiam turmeric și m-am dus și am luat și mi-am luat. Acum turmeric să am pe toată viața, dacă se poate, că rădăcine de din aia de turmeric la noi nu se găsește. Da? Merge și pudră. Bun și așa. Și bineînțeles, fulgi de chili. Să sperăm că anul ăsta care vine o să-mi fac eu fulgii mei de chili. Până atunci trăim cu ăsta. Cu ce am aici. Iarăși, un aspect demn de menționat este că astea sunt din sticlă, ceea ce îmi place foarte tare, pentru că nu mai pot cu ambalajele din din asta, din din plastic. Și am mai luat ăsta de la Pepco. Este din ăla de pus la telefon, ca să nu cadă un inel din ăla. Și mi-am luat câteva semințe, pentru că am început să scoată semințele la Carrefour. Încă nu pe toate, dar am început să le scoată. Și am luat așa, mărar, care este nelipsit la mine, este întotdeauna foarte bun. Salată. Bame. N-am mâncat niciodată. Cred că n-am mâncat niciodată, dar am văzut la englezoice și sunt tare curioasă de cum sunt bamele astea. Am luat niște din astea, cum le zice, crăițe, că am avut... Sunt crăițe? Sau ce sunt astea? Crăițe sunt, da. Am crezut că sunt gălbenele, dar nu, sunt crăițe. Deci crăițe mi-am luat pentru că am avut anul trecut și au fost singurele flori care au rezistat tuturor chinurilor la care le-am supus. Și mi-am mai luat ochiul boului, poate anul ăsta avem noroc și cu ochiul boului. Și mi-am mai luat săptămâna trecută când am fost la mine, la magazin aici. O să mai iau niște semințe pentru că intrăm în sezon. Mai e puțin, deocamdată încă e de vreme, dar urmează. Da, deci bame. Sunt foarte curioasă de bamele astea. Cum se... Ce zic? Să vedem, o să vedem. Așa, și asta a fost tot ce am luat de la magazin, de la mine. Acum o să fac să mănânc ceva și vedem. O să mă duc pe aici că m-am împrăștiat, dacă am filmat am numai cărți prin jurul meu. Și vedem după aceea ce mai facem. Dacă mai e ceva. Da, am fost, cum v-am zis, am fost la asta, la Carrefour, la muzeu. A fost bine că am mai ieșit, am mai clătit creierii capului, cum ar zice cineva. Mi-am mai... clătit așa ochii și am mai ieșit din casă, că nu mai ieșisem de mult. Mâine oricum avem treabă, că mâine avem un eveniment la care vom participa. So, see you! Cred că mâine, că în seara asta nu știu dacă mai fac ceva. Haideți că am ajuns. Era să nu mai ajuns. Sunt la Băneasa, la mall. Și avem un eveniment cu Maisonul Fertil și cu Imar. Și... am zis că nu mai ajung. Că duc eu sus deja. Da, din fericire am ajuns. Am ajuns într-un final, sunt în Băneasa, sunt la Mall Băneasa. Nu știu dacă m-auziți, încerc să nu țip, dar să nu se uită lumea la mine. Sunt cu Tătucu, avem un eveniment Maison Olfactiv. Sunt acolo, au mai încolo standul. Și Tătucu e aici. Tătucu, tu nu dușești. Dar să știți că arăt foarte bine. Da, arăți super.
Nu, chiar sunt mulțumită de cum arăt. Când o să-mi dau asta jos, o să fiu și mai frumos. Stai că o eclipsez pe asta. Așa, eu nu-mi fac probleme dacă mă eclipsez, să știi, nu mă deranjează. Pot să mă eclipsez liniștită. Așa. Eu am ajuns cu mici peripeții, dar am ajuns, nu-i problemă. Mi-a venit și cafea. Mulțumesc. Uite, drăguțe. Așa. Și ziceam că standul este acolo, nu știu dacă îl vedeți, ăla alb, sunt acolo, fetele. Au început să împartă deja parfumuri. Da. Așa. Da. De evenimentul începe la 7:30, de obicei, de regulă, dar noi am venit mai repede ca să fim copii cu minți. Da. Nu știu dacă auziți, dar e un vânt fabulos. Este soare. E cald, acceptabil. Dar e un vânt fabulos. Și la fel, nu știu dacă observați, dar mi-am murdărit geaca de fond de ten. Așa că am decis să iau acum la plimbare asta, pentru că și geaca mea va trebui să-i cred la spumat, dar și blugii mei, pentru că astăzi s-a întâmplat o chestie care nu s-a mai întâmplat de ceva timp. Și anume, Happy a pus lăbuțele pe mine. S-a urcat cu ambele lăbuțe pe mine și nu mi-am dat seama și efectiv i-am zis, dar de ce te-ai urcat pe mine? Fără să ți plăia. Doar așa am dat cu mână și s-a speriat. Și după aia mi-am dat seama, zic, aoleo, ce-am făcut? Pentru că ea nu mă atinge, decât foarte rar. Și a venit așa foarte fericită la mine și a pus lăbuțele pe mine. Lăbuțe care erau pline de noroi. Și după ce l-am hrănit, am zis să le scot puțin la plimbare, chiar dacă bate vântul, nu strică. Nu bea mama apă de acolo, hai că să mă mi-a pică când ajungem acasă, nu bea apă de acolo. Vorbi. Așa. Și am zis să ieșim puțin, să profităm de soare, să ne mai mișcăm. Mă rog, mai mult eu decât ele, că ele oricum se mișcă non-stop. Dar bate vânt. Happy Luciu! Happy Lee! Zoomiți? Haide! Hai, zoomiți! Zoomiți! Pare-se că a fost destul de frig. De încă s-a menținut zăpada, dar hai să vă arăt cum arată straturile mele. Pentru că îmi făceam niște planuri. Ăsta e gol. Urmează să pun chestii în el. Și aici am usturoiul, care o să-și revină. Acum apare puțin black după frigurile astea, o să-și revină, nu-i problemă. Și acolo e sălățica, se văd frunzulițelele. Ce s-a mai schimbat pe aici este că am scos prunul, nu știu dacă mai țineți voi minte, de anul trecut, dar acolo era un prun destul de mare. L-am scos pentru că, da, nu erau cele mai grozave prune. Și săptămâna viitoare urmează să-mi vină altul pe care să-l înlocuiesc. Au, stați că m-am umplut de făut pe cizme. De asemenea, aici în zona asta era un piersic care a murit și o să fie și el schimbat. A fost scos și îl schimbăm și pe el. În rest, alte schimbări majore nu mai sunt decât cu mărul ăsta care e în partea asta. Stați să notăm puțin prin
zăpadă. E puțin haos acum în curte, că na. Așa, aici a fost un măr. Dacă vă aduceți voi aminte, ăla de m-a păcălit, am zis eu că este Ionatan și era Bodebure, Stark Crimson. Și uitați și o zână, a venit și zâna. Miss, ai ratat plimbarea. Am luat-o în brațe când am ieșit din casă și s-a supărat foarte tare pe mine pentru că ea dormea și am trezit-o. Ai ratat plimbarea, pisule. Ce faci, luciosule? Hai, mergem să-ți dau papii, că tu sigur vrei mâncare. Așa, sunt aia trei meri acolo și în partea asta erau doi. Ăla și cu ăsta. Și ăsta e ala care m-a păcălise, că era, am zis că e Ionatan și era Stark Crimson. Și, da, nu ne pace. Priturbare, out cu el. Și urmează să vină un potențial Ionatan. Am comandat de la Sweet Garden să vedem de data asta. Și să vedem dacă o să-mi iasă Ionatan sau nu. Qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle? Ție frumoasă ești, nu te tăvăli. Că parcă ai tendința să te la jos. No. Udice, e murdar. Udice, de ce mă roiești? E murdar. Si ud. Ah, aici nu e, că e iarba asta uscată. Hai, hai să mergem să dau un papi la fată. Ți-am pus mâncare, ai mâncare. De ce să te puții pe lângă mine? Țopăi? Ah, e chef de joacă, am înțeles. Hello, din nou, acum de data asta fără vânt și mai calme și mai liniștite pentru că este bine, în casă este bine. Am geamurile deschise, s-ar putea să auziți ceva zgomot pentru că dacă tot e cald afară, profi să țin geamurile deschise, că știți că mi-am place la nebunie să am tot timpul geamurile deschise, să aerisească, să circule aerul și mi-am făcut o cafea pentru că am un to-do list imens. Stăteam și de dimineață, am avut un blocaj din ăla clasic, stăteam și mă gândeam de ce mă apuc prima dată, că am atâtea de făcut încât, da, și-a trecut jumătate de zi. Am făcut eu așa, printre picături câteva chestii, dar nu extraordinar de multe, dar am fost măcar la magazin, de unde n-am putut să plec fără semințe, pentru că mai nou este sezonul semințelor și trebuie să-mi fac un inventar al semințelor pe care le-am de anul trecut, care mi-au rămas. Și o să vedeți, dar cred că în vlogul viitor o să vedeți, că nu o să mă întind foarte mult, că o să-mi fac niște planuri pentru grădina de anul ăsta, fiindcă învățăm din greșelile de anul trecut și mergem mai departe. Și mi-am luat panseluțe, pentru că anul trecut mi-au murit, când erau în faza de răsat și n-am mai apucat. Mi-am mai luat niște roșii, pentru că vreau să-mi cresc răsatul meu de roșii anul ăsta. Deși pot să mă duc să iau de la nenea ăla, de unde v-am zis că iau în general, dar și are roșii foarte bune și anul trecut la fel, mi s-a confirmat că are sămânță foarte bună. Dar am zis să încerc să cresc eu semințele mele. Cimbru, nelipsitul cimbru. De fapt, ăsta nici nu știu de ce am luat, pentru că am sămânță de cimbru de la mine. Dar, whatever. Așa, și castraveți. Asta am luat acum. V-am mai arătat, cred că, ce am luat de la Carrefour, când am fost la Carrefour, nu? Astea sunt luate de altceva și v-am zis, nu știu dacă v-am zis, nu mai știu dacă v-am zis că vreau să experimentez anul ăsta cu bame. Da, vreau să văd care-i faza, dacă mi iese șmecheria cu bamele. A, și mai am un soi de roșii aici, astea crețe așa. Bine, nu o să pun foarte multe nici anul ăsta, dar vreau să-mi cresc eu. Busuioc, fasole verde, alte roșii și, bine, asta l-am luat pentru vecina mea, că vrea și ea. Și, da, asta a fost. Vă lăsasem înainte de azi, vă lăsasem cu vlogul când eram la mall, la evenimentul Maison Olfactive, unde eu inițial trebuia să mă duc cu ceva treabă, cu munca, cu așa, eu și tătucu, ea a fost, eu mai puțin, pentru că n-a fost nevoie efectiv de să mai facem de nimic legat de organizarea evenimentului, pentru că fetele s-au organizat foarte, foarte bine. Pentru cine nu știe, că n-am apucat să explic că am avut o zi din aia așa super haotică. Care a fost treaba? Care e treaba cu Maison Olfactive? Probabil ați auzit de ei sau de magazin. Este un magazin nou de parfumuri românești făcut de Ioana Marinescu. Da, știu. Acea Ioana Marinescu, care și-a lansat... are și brandul Limar, brandul de skincare și brandul Maison Olfactive. Și acum a fost practic lansarea oficială a
concept store-ului, adică a insulei pe care o au în Băneasa și a site-ului, pentru că site-ul s-a lansat efectiv, magazinul online s-a lansat în octombrie și acum au și un punct fizic în Băneasa, o insulă și stați să iau o gură că... Basically, a fost lansarea oficială a brandului, ca să spunem așa, pentru că nu a apucat până la final de an să facă lansarea și a fost interesant. Acum știu că multă lume o să se strâmbe, că am mai discutat cu câteva persoane și că când a auzit de Ioana Marinescu, mă, până la urma urmei știți cum e, fiecare om are dreptul la o a doua șansă în viața asta, atâta timp cât omul e dispus să învețe din greșeli. Eu zic că merită să... că fiecare ne dorim dreptul la o a doua șansă, ca să spun. Așa și... rămâne de văzut. Na, parfumurile sunt chiar foarte interesante. Sunt foarte, foarte interesante. Îmi spunea tătucu că a fost în... nu știu dacă la fabrica de parfumuri, unde face parfumurile, dar la cea de skincare a fost, unde are fabrica de skincare. Nu mai intra în șifonier, te rog frumos, nu mai râcăi. Aia câtea spațiu a luat afară. Du-ne afară. Du-ne afară. Asta e răzbunarea pentru că am trezit-o. Așa. A fost la în fabrica de skincare tătucu și povestea că ce acolo e SF, adică nu se mai pune problema de amestecat unde și aia cu nu știu ce ulei, știți, cu mâna. Adică nu mai e cazul. S-au schimbat radical lucrurile și în ceea ce privește parfumurile, are fabrica la Ploiești. Și îi vin esențele de la niște furnizori din străinătate, evident, și ea lucrează la mare parte din procesul de producere al parfumului, adică este foarte implicată. Ceea ce mi se pare interesant, adică nu știu, mi se pare... Da, n-am apucat să vorbesc cu Ioana, adică aș fi avut timp, dar am văzut că era foarte agitată la început până să vină lumea, că v-am zis, nu i-am ajuns mai devreme și n-am apucat să vorbesc cu ea. Poate altă dată, cu altă ocazie, n-am vrut să o săgâi. Și după aceea, în jur de 7, au început să apară oamenii. Au fost și fete, au fost și vlogărițe cu care au și content creator pe care îi știu și cu care am mai vorbit și cu care fete cu pe care le cunosc și pe care le pup de altfel, cu care am mai vorbit și așa. Au fost și multe, multe vedetuțe. A fost expoziție de Daniel Ratington, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Anyway, eu oricum am plecat când a început prezentarea efectivă, adică la 8, pentru că îmi pierdeam autobuzul, că la ora aia, din Băneasa până la autobuzul meu, fac ceva și nu aveam cum să stau. I-am zis și lui tătucu că n-am reușit să stau mai mult, dar da, a fost fain, adică faină prezentarea. Din păcate, spațiul e de așa natură, că na, ăla e spațiul oferit de Băneasa, ce să facem. Că s-a adunat prea multă lume și mai ales după ce am plecat eu am văzut pe stories că erau foarte, foarte multe... persoane acolo și era aglomerat, dar oricum, fain. Parfumurile mi se par ok, am văzut că sunt de toate tipurile, sunt multe parfumuri, nu știu să vă zic exact câte sunt, cred că am numărat vreo 15 să fie parfumuri, nu știu, sunt multe și sunt pentru toate gusturile, adică sunt și unele mai dulcege, așa, mai bombonicioase, sunt și unele mai vanilate, sunt și unele cu tente florale, sunt și unele mai puternice, care au și note arăbești, adică cred că sunt pentru toate gusturile și îmi spunea că mare parte din ele, tot cum zicea, că sunt mare parte din ele sunt esențe de parfum, ceea ce e interesant și da, ce să zic, bun succes, Doamne ajută la cât mai, să fie cât mai ok brandul, să-i meargă și să fie cât mai bine. Și am venit acasă și am mâncat și am adormit instant, pentru că dacă am ajuns târziu nu mi-am mai ars. Da, și astăzi v-am zis, eram așa cu ce fac prima dată. De ce m-am avut prima dată? Care e primul lucru? Am și întâlnirea la Book Club mai pe seară, pentru că n-am apucat să o facem săptămâna trecută, dar nu-i problemă.
Și am pus să fac o supă pentru că mi-era foarte, foarte poftă. Am fost la magazin și am făcut cumpărături, cum ziceam, și am luat și chestii pentru supă, pentru că simțeam, efectiv, simțeam nevoia de o supă. Și acum vreau să fac un pic de ordine, pentru că dacă vedeți, în spatele meu sunt cărțile Alandala, pentru că am scos câteva din ele pentru book-ul pe care l-am făcut, care a venit înaintea vlogului ăstuia, așa, și de acum încolo se anunță că o să fie din ce în ce mai cald și mai bine, ceea ce mă bucură, pentru că a fost rece, a fost destul de rece în ultima vreme și se pare că totuși vine primăvara și abia aștept să încep să pun și eu chestii și v-am zis, abordarea o să fie puțin altfel anul ăsta, oricum o să am mai multe lucruri, o zonă mai largă de pus plante și abia aștept să văd ce o să iasă, dar ușor, ușor, le luăm încet. Să-mi vină întâi pomii, că v-am zis că trebuie să-mi vină pomii, că am dat de ceva timp comandă la Sweet Garden și sunt foarte curioasă de ionatanul ăla, deci abia aștept să văd ionatanul. Bine, îl vezi și după frunză, nu numai după fruct, ar trebui să-l intuiești și că noi ne-am pus problema de cu Stark Crimson-ul ăla, că niciodată nu pot să-l cunosc. Eu zic Stark Crimson. Stark Crimson-ul ăla. Ne-am pus problema de mult cu el, că bă, frunza nu e ok, nu prea e frunză de Ionatan, dar l-am lăsat. Și anul trecut, când a făcut și el pentru prima dată mere, am zis că nu. Ne-am dat seama că nu e ce trebuie și nu-mi plac. Adică ales, cred că sunt, dintre toate, ales, cred că singurele mere care chiar nu-mi plac. Bine, în general, mie nu-mi plac merele făinoase, știți? M-a zis, nu, odată că nu mă omor cu merele în sine sau cu fructele și în al doilea rând alea care sunt făinoase așa, care se sfărâmițează în gură când le mănânci, nu-mi plac. Îmi place să fie tar, să fie crunchy, cum e Florina când îl culegi. Acum și eu ăla s-a mai înmuiat și nu mai e așa, dar când îl culegi așa e și el tare și crunchy, așa și e tare, tare plăcut. Genul ăla de mere îmi plac mie. Dar da, începem să ieșim și afară, abia aștept. Și în rest, da, nimic interesant. Mă alerg cu Udi pe aici. Da. Și am încheiat seara absolut glorios cu o baie foarte, foarte lungă și foarte caldă și mă simt foarte, foarte bine pentru că chiar aveam nevoie și de ce Dumnezeu am gulerul invers la asta? Nu știam ce e, nu e regulă, ce mă deranjează. Așa, da, stăteam și mă gândeam acum că... Stați un pic, că nu are camera asta. Așa, stăteam și mă gândeam acum că... săptămâna asta a fost pentru mine cumva așa, nu știu, am început foarte bine, am fost productivă, am făcut chestii și odată am picat așa și parcă mi-a fugit preșul de sub picioare și astăzi când mi s-a întâmplat blocajul ăla, m-am simțit cumva foarte vinovată de chestia asta, că băi, nu m-am ținut de programul meu, de to-do list-ul meu și nu mi-am terminat tot ce îmi pusesem eu în minte. Evident, eu nu termin niciodată ce îmi pun în minte, pentru că eu îmi fac niște to-do list-uri din alea kilometrice, pentru că tot timpul încerc să fiu un overachiever, dar mi-am adus aminte că e foarte important să-ți dai seama că când spune corpul, nu, când îți spune corpul, stai, când trebuie să te calmezi. Și anul ăsta, că mai mult ca niciodată, am simțit perioada asta, cum zic unii, că e perioada de hibernare. Deci, țineți minte că în vară mă trezeam la 5 dimineața fără probleme și eram deja în grădină și făceam diverse chestii sau făceam până la ora 10, nu știu, terminam, eu am făcut foarte multe lucruri. Și acum am zile în care la ora 7 abia mă dau jos din pat, trag de mine și mi-e greu. Și aia zic că am simțit senzația, am înțeles de fapt senzația aia de hibernare de care zic unii și că și noi oamenii avem nevoie de perioada asta și este firească pentru noi și este firesc să stăm în perioada asta când este mai puțină lumină, să ne încărcăm bateriile, să ne retragem și după aceea când vine efectiv primăvara să înflorim și noi odată cu ea și am dat seama că societatea asta e
cumva construită, s-a construit în ultimii 40 de ani, că prin anii 80 a început toată nebunia asta, s-a construit astfel încât tot timpul să vrei mai mult, să faci mai mult, tot timpul trebuie să fie mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Adică niciodată să nu fii mulțumit de tine, niciodată să nu fie de ajuns, niciodată să nu te oprești. Și am ajuns în punctul în care generația mea și generațiile care au venit după mine încep să spună, băi, dar nu e ok. Asta apropo de toată polemica asta pe care e pe net, de care bănuiesc că ați auzit și voi cu toți ăștia baby boomerii care zic de millennials și de Gen Z. Apropo, ca paranteză, pe mine etichetările astea mă enervează atât de tare și mi se par atât de absurde, dar whatever, ca să înțelegeți la ce fac referire. Știți că zic ăștia baby boomer și că voi sunteți niște puturoși, că nu mai vreți să munciți, că nu știu ce. Nu este vorba că vrem să muncim, v-am dat seama că am avut generații de-a lungul în fața noastră, ne-am uitat la generații în fața noastră care au sfârșit prin a fi epuizate, care au muncit mulți dintre ei până n-au mai putut și nu s-au ales cu nimic. Sau generații întregi de oameni foarte, foarte nefericiți. Astăzi, spre exemplu, uite, mă uitam la... Am dat de câțiva oameni în magazin când m-am dus, pe care nu-i cunosc, și mă uitam la fețele lor. Se vedeau că erau oameni care arătau mai bătrâni decât în realitate, decât sunt în realitate, și care... Se vede că sunt angoasați, apăsați de probleme, și stăteam și mă gândeam în timp ce mă plimbam prea acolo printre rafturi că da, poate mulți dintre ei au probleme și e firesc în societatea în care trăim și în lumea în care trăim să aibă probleme, nu contestă nimeni chestia asta, dar în egală măsură, cred că mulți au și moștenit ideea asta de angoasă, pentru că mi-aduc aminte foarte clar că generațiile dinaintea mea, părinții colegilor mei de școală, oamenii mai în vârstă pe care îi vedeam, tocmai pentru că au trecut printr-o schimbare de regim, poate unii au prins războiul, poate unii au venit după război și au prins efectele războiului și așa mai departe, erau niște oameni foarte apăsați, foarte triști și cumva tristețea asta s-a moștenit și la copiilor și acum oamenilor li se pare firesc să fie triști. Adică nu contest faptul că oamenii au probleme și că sunt apăsați de problemele lor, dar în egală măsură cred că unii sunt triști și din obișnuință, doar pentru că aia e realitatea lor, știți? Așa cum pentru, nu știu, un copil în a cărei familie s-a mâncat foarte mult, este firesc să se mănânce mult, să mănânce mult, este firesc pentru el să fie masa plină și să fie, aibă 50 de feluri de mâncare la o masă și să mănânce, să basculeze mult. Așa și pentru oamenii ăștia mă gândesc că este firească atmosfera asta de tristețe și îi deranjează, îi supără, îi incomodează ideea de a zâmbi, de a fi fericit, știți? Da, nu știu, era o chestie random așa, pentru că eu v-am zis că mă mai uit la oameni și mai studiez oamenii, am mania asta de a mă uita la oameni și de a studia și văd că sunt din ce în ce mai mulți oameni triști. Și știți de ce zic asta? Pentru că mi-am adus aminte, când mă uitam chiar la un tip, mi-am adus aminte de părinții unui coleg care aveau aceleași probleme ca noi toți, se confruntau cu aceleași chestii, poate chiar aveau probleme mai grave decât știam noi. Băi, și erau niște oameni foarte relaxați și foarte fericiți și foarte zâmbăreți și încercau totuși să facă atmosfera să fie caldă pentru copilul lor și să fie destinsă și... La asta mă gândesc că unii chiar așa s-au învățat, unii au moștenit ideea asta de... tristețe, pentru că mi-aduc aminte și de bunica mea, care, pentru că ea spunea tot timpul că e în doliu, v-am mai zis eu, că ea, după ce a murit bunicul, cât am cunoscut-o eu, ea era în doliu. Și apoi, un criteriu foarte important al doliului în cazul ei, era că nu trebuia să râzi. Adică râsul era o crimă. Când râdeai, râdeai așa, rar de tot, când te întâlneai cu cineva la primul contact, așa ca să destinzi atmosfera, era un zâmbet mai mult din ăla fals și după aia gata, nu se mai râdea, nu se mai zâmbea, nu se mai făceau glume, glumele erau interzise, cum, păi da, glumele sunt prostești, nu se glumește, știți? Și am crescut în atmosfera asta și mi-aduc aminte, adică sunt oameni pentru care tristețea și... starea asta așa apăsată este ceva firesc și atunci, na,
Și aia zic că ne-am obișnuit cu niște tipare din astea în care să facem, hai să facem, hai să facem, hai să facem și ne spune corpul, nu. Ne zice corpul, bă, nu. Bă, oprește-te. Bă, stai cu minte. Vezi că ți-e rău. Vezi că nu știu ce. Vezi că ești epuizat. Vezi că obosești. Și nu. Nu, tu, noi ne ascultăm. Noi suntem, apropo de asta, că a fost mai devreme SpongeBob și iar mă gândeam, un desen pe care de altfel eu îl detest și îl detest din principiu, pentru că SpongeBob ce face? SpongeBob, apropo, nu este un desen animat pentru copii. SpongeBob este un desen animat pentru adulți și reflectă exact atitudinea americană de hai să muncim, hai să muncim. Știți că la un moment dat domnul Krabs îl plătește cu un bănuț pe SpongeBob și SpongeBob este foarte fericit pentru chestia asta și, ba, din contră, muncește suplimentar și el întotdeauna ajunge cu 2 ore la serviciu mai devreme și pleacă cu 2 ore mai târziu decât toată lumea. Și este exact atitudinea aia pe care vor patronii sau cei mai mulți oameni să o avem cu privire la muncă, știți? Adică, dacă se poate să murim la job, dacă se poate să rămânem acolo, să nu mai plecăm, știți? Dar ei să nu plătească cu nimic, dar să nu dea nimic. Și din nefericire, la noi în România, pentru că noi preluăm toate prostiile americane și le preluăm și prost, știți? În loc să preluăm lucrurile bune de la ei, că au și lucruri bune, în loc să preluăm lucrurile bune, preluăm toate prostiile și le mai preluăm și prost. Adică nu ajunge că sunt ele deja idiote, multe din ideile astea, le readaptăm la societatea noastră în cel mai prost mod posibil, da. Și de-aia, acum, de-aia se vorbește atât de tare în generația asta a mea și a celor de în jurul meu de depresie, că cum, că bunicii noștri nu erau depresivi, ba, erau și aia depresivi. Am auzit zilele trecute, apropo de chestia asta cu depresia, am auzit o frază că ce, că la țară nu exista depresia. Ba da, exista depresia, doar că se manifesta altfel. Se manifesta prin alcoolism, prin sinucideri și prin faptul că bărbații își băteau femeile. Dar astea la noi sunt considerate ceva, niște chestii uzuale, normale și nu ne gândim că de fapt pleacă dintr-o problemă mai gravă, știți? Dar în superficialitatea noastră, nu, pe vremea bunicii mele nu exista depresie. Ba, exista depresie cât cuprinde. Numai nu știau să o identifice, n-avea un nume, știți? Este exact ca imaginea aia, știți că se zice că atunci când Columb a ajuns în America, când a acostat pe țărmul Americii și băștinașii au văzut ceva, dar n-au știut ce e aia. Adică multă lume consideră că nu i-au văzut, pentru că n-au știut să identifice. Nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat, mie mi s-a întâmplat, mai ales din prisma problemelor pe care le am cu vederea, să mă uit la un lucru și să nu-l pot identifica, să nu știu ce este și parcă nu-l văd, știți? Adică parcă am o vagă idee că este un obiect în fața mea, dar nu, neidentificându-l, parcă nu există. E, cam asta se spune că era senzația băștinașilor americani și bănuiesc că la fel era și pentru bunicii, străbunicii noștri legat de depresie. Adică ei nu aveau termenul de depresie, dar exista. Și ideea asta de a compara iarăși tot cu trecutul, pe mine mă disperă, știți? Că asta e iarăși în firea nației noastre, adică să comparăm tot cu ce a fost înainte și cu... Bă, dacă ar fi fost atât de bine, dacă ar fi fost o colonie, o țară din asta colonizatoare, un imperiu, da, merită să te uiți înapoi. Dar când tu te uiți în istorie și vezi că tu ai fost tributar la toți din jurul tău, tu poți să vii să zici că... Bă, nu poți, efectiv, nu poți să spui... Știi? Că a fost mai bine înainte. Nu, n-a fost mai bine. Chiar vorbeam zilele trecute cu mama. Mama e născută în 52, adică fix perioada aia de după război, că nu, din 46 până prin 60, a fost o criză, mai ales de alimente, absolut înfiorătoare. Îmi povestea bunica mea cât să chinuia pentru să facă rost de o chestie, un castronel așa de făină. Adică au fost niște perioade crunte, crunte, crunte și mama, copil fiind, mai ține minte și nu pot să tot compar totul cu trecutul. Hai să comparăm totul cu trecutul. Da, sunt și lucruri bune pe care ar trebui să le învățăm din trecut, dar noi nu învățăm de regulă nimic. Dar nu,
asta nu înseamnă că... Da, nu știu cum am ajuns aici, nu m-am aventurat în discuția asta prea în departe. Apropo, vă ziceam, cred că în vlogul trecut că am un truc pentru scalp gras. Astăzi l-am încercat, că data trecută am uitat. L-am încercat pentru prima dată, doar că acum am intrat în cadă. Evident că mi s-a îngrășat părul și mâine va trebui să din nou. Am transpirat și normal că s-a îngrășat părul și s-a udat. Mâine o să îl testez iară și săptămâna asta o să tot testez care vine. Și dacă funcționează, vă zic și eu despre ce e vorba, că e super simplu trucul dacă funcționează. Dar astăzi, uitându-mă și la filmările pe care le-am făcut azi, părea că am mai mult volum. Știți că la mine problema nu e aici, ci problema e aici de volum, că mi se lipește de scalp părul. Dar părea că dă bine, părea că sunt în direcția bună cu trucul ăla. Dar vreau să văd, să fiu eu sigură că funcționează. Bun. Deci, asta era concluzia mea a faptului că, păi, dacă simțiți nevoia de pauză și dacă simțiți nevoia, mai ales în perioada asta, că poate să o lăsați mai moale și poate că nu e cazul să vă agitați și poate că, nu știu, vă spune organismul că, bă, nu mai pot. Ok, luați-o mai moale. Nu e nicio rușine în a o lua mai moale. Chiar auzeam pe cineva recent spunând că, băi, au fost zile în care cel mai bun lucru pe care am putut să-l fac în ziua aia a fost să mă spăl pe dinți. Și iarăși, hai să scăpăm de mania asta de a ne persecuta și de a ne învinovăți că n-am fost productiv, că n-am făcut, că n-am dres, că noi suntem. Bă, atât s-a putut în ziua aia, atât am putut să dau de la mine în ziua aia. Dacă te chinui, oricum nu-ți vine nici cheful de viață, din contră, îți pierde mai tare și nici nu faci lucrurile mai bine când te chinui. Trust me, I've been there și am încercat. Și de aia, nu știu cum mi-a scăpat așa săptămâna asta de sub picioare, dar a scăpat. Anyway. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat, mă bucur dacă v-a plăcut clipul ăsta, vă pup și ne vedem în următorul. Ciao!